Bună ziua, Raluca! Bună ziua, Iuliana! Bună ziua tuturor! Bună ziua tuturor! Bine v-am regăsit! Astăzi ne-am întâlnit pentru o investigație în cadrul Academiei Glifasi. Mulțumesc cu iubire pentru... vom lucra împreună. Mulțumesc și eu! Înainte de a începe să facem prezentările, mă numesc Iuliana Blășceanu și sunt hipnooperator al metodei Glifasi, student al Gigi Academy și mulțumesc suportului telepatic la Luca Nica pentru că realizăm împreună această nouă sesiune investigativă. Oricine dorește să aibă informații pe o sesiune personală, mă poate contacta trimițând un e-mail. Veți găsi toate referințele mele în partea de text dedicată acestui videoclip. Astăzi vom efectua ciclul investigativ 196, protocol 1. Așa cum bine știți și cum v-am obișnuit, acesta este un protocol mixt, deoarece este format din două părți. Prima parte este dedicată întrebărilor fixe, iar a doua parte este dedicată întrebărilor libere, unde vor fi investigate informațiile apărute în prima parte. Acestea fiind spuse, Raluca, te rog să te pregătești pentru a intra în mediul hipnotic. Închide ochii. Eu voi începe să număr descrescător de la 5 la 1. În timp ce eu număr, corpul tău se va relaxa încet. 5. Simți cum corpul tău se relaxează din ce în ce mai mult cu fiecare respirație. Începe cu mușchii de la picioare. Lasă-i să fie moi, relaxați, ca și cum ar curge, fără niciun fel de tensiune. Și ai o senzație ușoară de amolțeală care te cuprinde. Lasă-le să se relaxeze, îngreunându-se din ce în ce mai mult cu fiecare cuvânt al meu. Patru. Acum mintea ta începe să se facă din ce în ce mai puțin prezentă. Senzația de relaxare se împrăștie în sus, mușchii pieptului, stomacului. Lasă mușchii pieptului să se relaxeze. Lasă-i să fie moi, să fie lejer, moale și relaxat. Tot corpul devine greu. 3. Ești relaxat și corpul tău devine din ce în ce mai greu. Această senzație se împrăștie în zona gâtului, umerilor. Lasă-i să se relaxeze, să se odihnească. Simți o senzație de greutate în jurul ochilor, pleoapelor. Și această senzație de relaxare se împrăștie în tot corpul tău.
Foarte bine. Doi. Din acest moment, orice zgomot sau mișcare din jurul tău te va relaxa din ce în ce mai mult, scufundându-se greu, profund, unu. Respiră profund. Și acum continuă să respiri profund. Și în timp ce respiri, te pregătești să intri în contact cu informațiile prezente. Prezente în eter cu privire la acest protocol. Număr de la 1 la 3. Iar la 3 te conectezi cu familia Rockefeller. Și îmi spui ce percepi sau vizualizezi. 1, 2, 3. Prima imagine, da, îmi vine ca și cum ar fi niște rase extraterestre, nu umane, care se ascund doar, au doar o fațadă de umani. Îi văd ca un fel de reptilieni, mai aparte, ceva diferit, forma capului mă refer. Da. Sunt mai antici, a tehnologii mai aparte, nu vine. Da. Da. Îi văd foarte, adică provoacă și dezgust, sunt foarte, foarte acizi, foarte tăioși. Nu interesează decât să-și atingă scopurile. Uh-huh. Și văd în fundal ca și cum ar avea o, să zicem, arată ca un munte întunecat, un munte mai mic. E ca și cum ar fi acolo ceva ce ascund sau de acolo provin sau de acolo e sursa de unde provin. Ceva în genul. Uh-huh. Și aceea o țin cumva ascunsă. E ca și cum am găsit un loc sau ceva care le dă putere sau cunoștințe mai multe. Și de asta sunt mai diferiți, cred că, față de alții. Așa. Îi văd ca și cum merg acolo din când în când. Nu tot timpul. Și au dat acolo anumite informații și de practicat, l-ar practica, de exemplu, aici, ca și cum l-ar experimenta aici, să vadă dacă funcționează sau cum să le pună mai bine în aplicare. Ceva de genul, îi văd-o mergând și venind din când în când. Uh-huh. Îi văd ca și cum ar avea niște planuri în față, mai ales legat de Terra. Da. Îmi vine și ceva cu amibia. Ca și cum ar vrea să se extindă și în alte locuri. Uh-huh. Alte regnuri îmi apare. Da. Și văd așa ca o înșiruire, ca și cum nu ar vrea să se oprească din a experimenta. E ca și cum au o matriță și vor să o aplice pe mai multe regnuri și în mai multe situații, ceva de genul. Uh-huh. Mi-apare mie. Uh-huh. Mi-apare ceva bazat, văd așa ca și cum ar duce la rădăcină și văd ca un embrion de copil. Da. Asta mi-apare iarăși ca imagine. Da. E ca și cum ar fi o ramificație
Sunt mai multe ramificații, de fapt, și de acolo își extrag puterea, energia, mai bine zis. E ca și cum a luat acea energie de copil, acea energie pură îmi vine, da, și ar pune într-un loc foarte sumbru, foarte de energie joasă, să zicem, ceva întunecat, mi apare, de unde nu ar putea scăpa, să zicem, acea energie, acea parte subliminală, și ar extrage acea energie sub altă formă, adică sub o formă de energie mai joasă sau de ceea ce au ei nevoie, chiar și cunoștințe, mi-apare, e ca și cum s-ar conecta la alte experiențe ce le-a avut acea parte subliminală sau percepții, orice, efectiv orice. O exploatează cât de mult posibil. Ok. Asta e tot? Da, în mare, da, ca imagine, da. Dar văd multe ramificații, multe intenții de a explora acea matriță de care ziceam, pe mai multe, mai multe regnuri, mai multe planete, cât de mult posibil. Ei vor să se extindă, asta văd. Și o înșiruire densă, adică sunt foarte multe. Ok. Foarte bine, Raluca. Care sunt caracteristicile comune pe care le observi în ADN-ul ce aparține diferiților membri ai dinastiei Rockefeller? Mă pare, deci prima oară mi-a venit răutatea pură. Asta mi-a venit ca primă idee. Din punct de vedere al ADN-ului, văd ca o conexiune între ei, ca un fel de jurământ, nu neapărat jurământ. E o chestie legată de ADN, ca și cum ar fi ceva comun și este în fiecare. E ca o legătură între ei. Acum da, mi-apare ca un... deci pe partea de sânge, ca un legământ, ca o transmitere de la unul la altul, cred că prin ritualuri, mi-apare cuvântul ritual. Și prin asta cumva au control unul asupra celuilalt în sensul de conexiune, adică toți... prin asta își exprimă acordul și voința că fac ceea ce e decis. Adică nu o să se abată de la ce a decis, să zicem, într-un plan anume. E ca o legătură mai puternică prin sânge și făcând asta, cumva și ADN-ul lor au ceva în comun, o legătură. Și dacă, de exemplu, unul ar vrea să schimbe ceva, imediat ceilalți ar simți. Asta percep ca imagini legate de ADN. Ok. Dar ceea ce e comun, așa, prima oară ca să fie acceptat în acel lanț, să-l numesc, e să fie acea răutate pură, să fie foarte machiavelice, aș numi. Ok. Foarte bine. Recompune forma naturală a esenței lor și caută de unde provine. Mi-apare Amibia, planeta mamă, mai departe undeva. Și văd mai multe, da, de-a lungul timpului, în propriu zis, de-a lungul de experimentelor ei s-au schimbat și când mă conectez la forma naturală îi văd deci nu mai simt aceeași energie de joasă vibrație. Îi văd ca și cum ar fi într-un cocon ca de acela de la brazi, cam așa arată ca formă, mă refer, și ei s-ar desprinde de acolo. Nu îi văd mult mai liniștiți, parcă ca și colectivitate sau societate acolo unde sunt ei. E ca și cum
Văd o perioadă în care ei erau mai echilibrați, nu erau răi, erau, trăiau echilibru cu mediul respectiv în care erau. Și apoi, la un moment dat, văd ca și cum pe planeta lor ar fi intervenit ceva, arată ca o explozie, de fapt, ca și cum ar fi intervenit ceva altă rasă sau... Și prin acea luptă de a-și menține teritoriul și a se apăra, a se proteja, cumva treptat au devenit tot mai răi. Și practic nu erau dintotdeauna cum sunt acum. Uh-huh. Asta percep. Ok. Foarte bine, Raluca. Și ca aspect îi văd așa ca și cum ar fi... De exemplu, coada seamănă cu a unui șobolan. În schimb, trupul e ca și cum ar avea, exact cum spuneam, de acel cocon de brad. Uh-huh. Exact așa ar fi acoperit corpul lor. Uh-huh. Ceva de genul. Sub formă de solzi. Da, ceva în genul așa mai triunghiular, să zic. Uh-huh. Deci cumva și forma și-au schimbat-o puțin în timp. Uh-huh. Au devenit mai rigizi, mi-apare, ba chiar unii și-au implantat cumva ceva ca un fel de solzi mai metalici, ca să fie cât mai rigizi, cât mai uh-huh. aspri. Acum depinde, văd că s-au ramificat mai multe rase, adică în rase, semirase, în funcție de care pe unde au fugit, asta mi-apare. Uh-huh. În funcție de mediul pe care l-au exploatat. Da, deci apar mici diferențe între ei. Uh-huh. Mici diferențe. Foarte bine. Continuăm. Care este cauza ezoterică pentru care Rockefellerii sunt una din cele mai puternice și mai bogate familii de pe planeta noastră? Primul cuvânt mi-a părut că sunt ca un stup, adică unul decide și celălalt se conformează. Uh-huh. Mai apare acele cunoștințe, dar aici ca și cunoștințele văd de vibrație joasă, probabil au găsit ceva ce ajută să manifeste în această lume mai densă, ajută să manifeste mai ușor ceea ce și-au dorit, asta din plan ezoteric, mi-apare. Uh-huh. Apoi, ca o a doua etapă, mi-apare analiza umanilor sau a speciilor în general. Uh-huh. Adică analizează foarte bine trăsăturile și modul lor de a reacționa într-o diverse situații. Și analizând lucrul acesta, practic ei s-au perfecționat, au știut ce anume să cauzeze ca lucrurile să meargă în modul în care au vrut ei. Așa. Și al treilea lucru ar fi adaptabilitatea, adică se adaptează ușor, rapid, unor schimbări, să zicem, dezastroase sau ei se adaptează foarte rapid, imediat. Și cam acestea văd ca puncte cheie. Dar, repet, funcționează ca stup, nu doar individual. Uh-huh. Altfel, nu cred că a reușit la fel de ușor. Eu văd că au caracatițe imense în sensul ăsta. Uh-huh. Că ce s-a decis, să zic, de cel mai în vârstă sau cel decretat să decidă, uh-huh. ei respectă cu și fără să pună la discuție ceea ce li s-a spus. Fără comentarii. Da. Uh-huh. Și asta... i-a făcut să crească rapid, să zic așa, ca imperiu. Da. Imperiu vine, da. Uh-huh. Ok. Imperiu. Foarte bine, Raluca. Care sunt cele mai importante proiecte ale Rockefellerilor și respectivele lor obiective? Mi-a părut prima oară aici legat de umanitate, că subjugarea lor. Da.
prima idee, apoi mi-a apărut ca o divizare a lor. Da. Da, cum înțeleg, e ca și cum mi-ar pune pe ei să lupte ei între ei, să-i țină divizați și confuși în același timp. Principalul scop mi-apare sursele de energie, hrană. Apoi alt proiect ar fi, văd ca și cum ar încerca și în alte locuri, pe alte planete, să se extindă cu aceeași, cu aceeași pași, să zicem. Vor să facă un lanț de, cum să zic, să fie din ce în ce mai puternici, să aibă acces la cât mai multe planete, să fie ca un lanț indestructibil, ceva în genul, văd, să își pună amprenta în mai multe locuri. Da. Mai pare să fie de neoprit. Le place să afle slăbiciunile multora. Văd că le face mare plăcere să aprofundeze, să exploreze lucrul ăsta. Asta, da, face mai puternici în sensul că le dă mai mult control asupra altora. Da. Prin asta ei se văd că ar ajunge printre cei mai cei, adică la partea de a controla pe ceilalți. Adică e un război nu numai dintre ei și umani, să-l numesc așa, ci și dintre ei și alte rase, specii asemănătoare. Adică ei țin doar la stupul lor, să zic așa, la alții care, să zicem, provine la stup, chiar dacă poate la bază au aceleași origini ca ADN, dar nu prea văd să își dea așa multă încredere unul altuia. Deci vor să se extindă cât mai mult, vor să capareze cât mai mult, să aibă cât mai multă energie. Prin asta să poată experimenta cât mai multe. Iar mai apare acel ca un fel de embrion cu un copil înăuntru, ca un săculeț în care le-ar pune un copil și de acolo ar lua energie, ar face diverse experimente. E ca și cum ar vrea să exploreze tot. Nu s-ar limita doar la ceva anume. Asta văd. Ok. Mai vezi altceva? Mi-apare transumani. Asta mi-apare ca și cuvânt. Ca și cum ar vrea să creeze o nouă rasă, să zicem, sau combinație dintre, adică îi văd că nu ar vrea să se oprească din modificarea ei, ci într-una să, ei o numesc să o perfecționeze, dar vor de fapt să fie și complexă ca rasă, dar totuși să fie sub controlul lor, adică să nu scape de subjugarea lor. Da. Așa. Mai departe, mergând pe linie, văd ca și cum ar încerca să îmbutelieze, să zic așa, energia. O văd ca și cum ar încerca să pună ceva cutii. Da. Cutii și apoi ca și cum să o vândă sau să o dea la schimb pe ceva, de fapt. Da. Mi-apare alt proiect mă puțin. Da. Eucutanat sau ecutonat, ceva de genul. Vedem în partea a doua. Ok. Ok. Sunt multe ramificații cu multe proiecte. Sunt chiar multe, da. Ok. Foarte bine, Raluca. Care este natura relației dintre Rockefeller și Casa Albă? Îi văd ca și cum ar sta în spatele ei, în sensul
că au o influență asupra ei, dar nu vor să se afișeze în față. Îi văd ca și cum ar dirija, da. Dar totuși nu au control total. Deci nu e total, da. Să zicem, doar parțial. Și cumva asta îi face să nu le convină, să aibă așa o frustrare, să încerce să controleze cât mai mult. Asta văd că sunt tentative de a încerca să facă tot mai multe infiltrații în diverse moduri pentru a obține tot ce vor ei, absolut tot. Și pe partea de economie mi-apare acum control, iarăși subjugare oameni. Îi văd ca și cum ar vrea să creeze ceva, nu neapărat un portal, ci ca o oglindă, cam așa apare, o oglindă mult mai mare la, să zicem, ca un fel de cerc aproximativ și un diametru de câțiva zeci de metri. Ea apare ca o apă, dar de fapt e ca o oglindă, nu știu ce, ce energia aceea. Acum vine ca un fel de, ironic zis, hartă, dar de fapt prin aceea avea acces la mai multe planete sau locuri în care au ei sedii. Deci, practic, prin apropierea Casei Albe sau în zona aceea, vor să aibă un spațiu foarte securizat, destinat lor. E ca un fel de portal, da, doar ei parcă o numesc un fel de hartă, în sensul că sunt mai multe portale în unul, ceva în genul. Și pe acolo ar avea acces. Dar e foarte păzit, văd și alte specii de extraterestri care l-ar păzi sau, mă rog, ar avea un rol sau altul pe acolo. Da. Cred că încă ar fi în construire, ceva în genul, dar încă nu pot în totalitate, că interferează și alții, cum ziceam mai devreme, la Casa Albă, nu au control total și atunci cumva e ca și cum le-ar întârzia planurile sau ar fi impedimente, să zicem. Dacă văd deci o frustrare, o nervozitate în privința asta. Ok. Vedem imediat. Foarte bine, Raluca. Care este relația dintre Rockefeller și Rothschild? Mi-a apărut semnul de la Yin și Yang, ceva de genul. E ca și cum s-ar completa în anumite situații. Da. Mi apare jurământ, probabil un fel de promisiune, jurământ, înțelegere. E ca și cum provin din, să zicem, ca nivel de energie sau prag, au un prag diferit fiecare și atunci prin acest înțelegere cumva fac schimb de informații sau ce au nevoie. Adică colaborarea nu că neapărat au vrut, ci pentru că e benefică. Eu pentru colaborare. Ambele părți. Asta văd. Și pe mai multe contracte, tot așa, cam aceleași scopuri. Da. Cam aceleași scopuri, dar cumva sunt secretoși unii față de alții. Asta văd că se ascund totuși. Ne pare Eurosigma, ceva, nu știu. Văd mai multe ca proiecte, cred că sunt, dar sunt puse ca într-un cilindru ceva, fiecare. E ciudat cum apare. Mi apare ca o lumânare care arde, dar apoi nu mai arde, e doar un cilindru și apoi din acel cilindru e ca și cum ar fi pus un proiect. Fel de hârtiuță sau papirul, depinde de proiect, unele la mai multe, alte mai puține. Ciudată imaginea cum apare la fiecare proiect, e diferit un pic. Sau când mi apare cuvântul protecții, probabil au protecții. Da. Ok.
Acum, da, că mă mai teme, pare ca și cum și-ar ține aceste proiecte într-un fel de candelabru mai mare, imens chiar, Da. și format din cilindrele acelea, așa, și acele cilindre probabil dețin anumite informații sau planuri sau ceva de genul ăsta, și acelea cumva sunt spiralate spre tavan, să zicem așa, ca să ne facem imagine. E supuse ca într-o energie care le ține mai în siguranță și doar care au voie, să zicem, la ele, ar putea să aleagă câte un cilindru, să zic, și să le ia să-l, nu știu, să-l schimbe sau să-l citească sau să adauge cilindre. Ok. Foarte bine, Raluca. De ce și-a dedicat Lawrence Rockefeller ultimile decenii din viață cauzei, între ghilimele, adevărul despre OZN-uri? Mi-apare că vrea să învețe oamenii cu ele, cu ele fiind OZN-urile, mă rog, extraterestri în general, subiectul acesta. Văd că în timp sau treptat vrea să obișnuiască oamenii cu aceste subiecte din ce în ce mai mult. Știind că el e în atenția multora, era clar că ce studiază el o să fie luat în atenția publicului, asta mi pare. Și în timp cumva vor să învețe umanii să nu creadă că sunt singuri, ci pur și simplu să accepte orice altă rasă, orice altă idee, chiar și văd ceva roboți sau ceva specii robotizate, mă rog, arată ciudat, vor să nu mai aibă reacție cumva în timp. Vor ca oamenii să accepte mult mai ușor ceva nou, să zic așa, sau ceva ce nu e cunoscut lor, nu neapărat nou. Și mi-apare să nu se creadă buricul universului, oamenii. Deci cumva acest studiu pe care l-a făcut a fost ca un fel de obișnuire a umanității și cu alte subiecte decât doar umanitatea în sine sau ceea ce oamenii știau deja. Și bineînțeles, asta de fațadă, iar în spate erau tot așa, ei studiau, el, dar ei de fapt erau mai mulți, studiau la fel în continuare tot mai multe specii, să vadă slăbiciunile lor, să vadă cum le pot controla. Era cumva, publicul dădea doar o parte din ceea ce se întâmpla de fapt, asta mi apare. Adică spate e mult mai multe informații decât se arăta. Da. Da, deci asta văd ca o perdea, ca lumea să nu vadă, dar văd foarte multe tranziții și chiar experimente aici pe pământ care au fost făcute. Mi-apare și în subteran și chiar și în afară au fost făcute, deci pe suprafața terei mă refer, ceva experimente de diverse substanțe, apoi mi-apar ceva rase. Cred că ceva armament, legat de ceva armament, observ. Văd ceva mașinării, nu pot să-mi dau seama ce sunt. Sau... Unde vezi această locație? Suntem la partea explorativă. Hai să le luăm, ai spus, ai pomenit despre experimente care se realizează în subteran și în afara Pământului. Cel mai mult în sudul Africii. Mă pare. Sudul Africii. Cel mai mult, dar sunt mai multe locații. Dar parcă în sudul Africii sunt mult mai dense. În sudul Africii ce observi? Subteran și la suprafață. Ca experimente, ca proiecte. Ești acolo. Ok. La suprafață văd un pământ mult mai roșiatic, ca și cum s-a făcut deja un experiment, e ca și cum ar testa ceva fel de armament, ceva praf, văd. Praf roșu. E, dar în, de jur împrejur e ca și cum l-a mascat. Văd ca un dom sau cupolă. Ca și cum atinge nu s-ar vedea din afară. Atinge acel praf roșu.
și spunem ce percepi. Mi apare nitrat de sodiu. Da, nitrat de sodiu. Da, așa. Acest nitrat de sodiu îl extrag? Sau? Din altă parte mi apare, dar el combină, mi-a mai venit ceva, acea substanță neagră, ceva... Atinge acea substanță neagră. E ceva produs din black goo sau ceva în genul, dar văd aici mai solubilă. Mm-hmm. Și ca și cum atunci când ar atinge, să zicem, o persoană sau o entitate sau nu entitate, un corp fizic, mi-apare, da. L-ar degrada mult mai ușor. Foarte rapid, adică. Deci, în combinația celor două prafuri, neagră, blue, dark, parcă, sau black, blue, și cu acel praf roșu, nitrat de sodiu, separa sau în combinație degradează un corp? Combinație și parcă mai văd ceva în combinația acestora două, ceva mai alb sau uh-huh. mai puțin. Atinge acel alb și spune ce este. Pare un fel de humă, cred că. Sau humă. Da, ceva arată ciudat. Adică schimbă un pic nuanța, dar mă rog. Această humă este tot în combinație? Da, cam astea ar fi. Uh-huh. E ca și cum i-au experimentat pe acolo și au experimentat prea mult și s-a extins și pe pământ. Adică văd nu numai în ceva ce au ei ca aparaturi, ci văd observă și experimentul cu această combinație. Acel nitrat de sodiu, acel black blue black și black go. Ok. Da. Black go. Ok. Așa. Și acea substanță sau praf alb sub formă de humă, Da, nu e chiar praf, e ceva albicios, așa, schimbă uh-huh. culoarea, apoi se îngălbenește, apoi mai uh-huh. puțin spre maro. Observă un moment când ei folosesc această combinație. Mergi la acel moment și observă ce se întâmplă. Pe ce o aplică, când? Eu înțeles. Acum văd că o entitate arată ciudat. E ca și cum am încercat să le pună pe acestea trei la un loc. Uh-huh. Dar e ca și cum sunt foarte reactive împreună sau au... E ca și cum mi-apare să se miște repede. Altfel... Să se miște exploda... repede cine? Cine vrea să asambleze, să zicem, aceste trei substanțe, să le numesc așa, okay. ca să, zicem, uh-huh. să le arunce altundeva sub formă de explozie sau grenadă sau așa, trebuie să le arunce rapid. Pentru că altfel va exploda sau se va extinde rapid și atunci automat se vor îmbolnăvi și ei. Uh-huh. Și atunci văd că ei încearcă să găsească o metodă să le asambleze pe cele trei în siguranță, adică să nu explodeze când sunt acele reacții, ci când vor ei să explodeze. Uh-huh. Adică să găsească recipientul perfect pentru a menține acelea trei într-un recipient suficient de puternic, să zic așa. N-aici și acum au găsit acel recipient? Unde vezi acea scenă? N-aici și acum sau? N-aici și acum văd că e cumva, nu știu, sub apă, nu știu cum au reușit cumva să-l păstreze, legat de temperatură, îmi vine. Uh-huh. Ce formă? Și atunci are? Doar sub apă, cumva, îl putea băga într-un recipient, să zicem, orice recipient. Nu e contează. Ca și... Poftim? Contează forma? Doar legat de viteză, mi-apare. De exemplu, chiar mi-apare imaginea cu apa, doar sub apă, cumva, poți să-l conțină mai ușor, pentru că e temperatura mai scăzută și atunci mi-apare ca o formă mai ascuțită în față. Hai să zicem ca un fel de glonț, ceva în genul, dar mai ascuțit în față. Uh-huh. Și atunci, ca dimensiune, nu contează, depinde cât de
cât de mult vor să distrugă într-o porțiune anume, dar nu prea vor să distrugă pentru că are efecte pe care, necâte văd, încă nu prea le pot anihila. Cum e și pe acest teren. S-au băgat într-un dom, ca de acolo să nu mai poate ieși această substanță, până când ei nu pot să o stăpânească suficient de bine. Sau până când o bag într-un recipient care să reziste și ceva de genul ăsta. Ai experimentat această soluție? Ei? Să nu înțeleg întrebarea. Cu această soluție, cu această combinație. Au experimentat în aici și acum? În trecut? Da, văd că... În trecut mai mult, de fapt. În aici acum nu prea, adică e ca și cum nu prea vor să, adică asta e doar spre ultimă fază. Da. Și în trecut, când au vrut să distrugă ceva anume, ca locație. Ești acolo. Mesele mari. Ești acolo, la acel moment, când au vrut să distrugă. Ok, văd ce anume. Ca și cum ar fi în apă, undeva la adâncime mai mare. Da, mergi, uită-te. Un recif. Acum văd ca și cum ar fi alte ființe acolo, alte... Da, adică e întuneric, văd niște cum ochi. Cum arată acele ființe? Ok. Le văd... deci cum avem noi mâinile și picioarele, ele au... deci văd ca degete, dar de fapt sunt legate prin piele. Notătoare, ca la notătoare? Da, asta am să spun, ca și cum ar fi niște notătoare mai mari, deci așa ar fi mâinile și picioarele. Corpul e mai suplu și fața e mai, să zicem, seamănă cu o față de broască, ceva în genul ăsta. Dar ochii mai mari, văd mai mari. Ceva în genul îi văd. Da. Și chiar și cum s-ar ascunde pe acolo, ar fi pe cale de dispariție. Da. Și aceștia, nu știu, au vrut să-i experimenteze acolo, să-i distrugă sau să... A, nu, mi-apare că era ceva în locul acela. Da. Și trebuiau să sape, să obțină iar vă ceva negru. Și nu l-a păsat, pur și simplu a distrus. A fost ca o... Cine conduce acea operațiune? Mi-apare un Rockefeller mai mic. Conectează-te cu el și întreabă-l. Ce doresc să descopere în adâncuri? Mi-a spus că nu e treaba ta. Îi văd... ca și cum ar fi sigur pe ei că nu se găsească nimeni sau nu se poate opri nimeni. Și văd ca imagine ceva, tot așa, arată ca o lavă, așa mai roșiatică. Nu cred că e lavă, dar mă refer ca aspect. Da. Tot așa, îl țin, cred că, de rețeaua pe care îi vor să o facă. Văd că vor să facă cât mai multe ramificații, să fie cât mai interconectați. Ramificații, observă, ramificații către sau exemplu, cu cine? De exemplu și către acel loc, probabil au găsit ceva substanță, ce vedeam eu, cel negru sau nu știu ce acolo exact. Și probabil orice le dă energie sau ce găsesc ei nou, vor să se conecteze acolo ca să dețină ei acel observă loc. Observă acea substanță neagră. Deci văd ca și cum ar fi... Atinge. În stâncă. În stâncă, ok. Puțin. Creează-ți un lasă. Ca și cum ar fierbe și văd așa bulbuci și văd și luminițe galbene printre ea. În acea substanță neagră? Da, neagră spre maro, văd că acum mai clar. Neagră maro, ok. Și văd... mă puțin. E foarte acidă, e foarte... Adică, practic, e și fierbe, dar și ar dezintegra
cam tot de origine organică. Asta mi apare. De origine organică ar dezintegra. Dezintegrează. Are rolul de a dezintegra? O să că da, mai ales pentru cu cine vorbești? Da. Nu, m-am corectat la substanță. Încerc să o citesc, să zic așa. Ok. Văd că i-au descoperit și au vrut neapărat ei să o dețină și văd că ar avea așa o teamă legată de această substanță să nu o dețină, să nu o dețină altcineva. Are un nume această substanță? Întreabă. Mi-apare fluorocită, fluorocită, nu știu, mi-apare și fluoronal. Să văd. Nu, asta cred că o deține. E ca în acea stâncă. O ziceam că o vedeam așa ca într-un vază, de fapt nu era vas, era așa stâncă sau așa arată cel puțin. Mai puțin și să văd substanța. Dehibrilat sau de un cuvânt foarte așa de spune-l pe litere. E I, un fel de I, că de-am zis D-I. D-I? Da, ca și pronunție, că cred că se scrie diferit. I. H-I. H-I. Apoi văd un B. Da. R și Y, dar e mai ciudată ca aspect litera aia, nu știu. Dihibri. Da, ceva în genul. Deci această substanță... Și? L-E-T. E, cred că e ăla, da. L-E-T. Dihibrilet. Așa ceva. E un E și altfel spre A. Ok, rămâne așa. Îl vedem mai... Această substanță neagră maro organică are rolul de a dezintegra. Este într-o stâncă și se numește dihibrilet, din ce mi-ai spus. Observ momentul când are loc acel experiment, când cu cealaltă substanță, combinația din cele trei substanțe, aruncă, da. Ai spus că aruncă în... Da, acum mă pare că era ca o amenințare ca să distrugă acea rasă ce era acolo, care probabil proteja pe acel loc. Doreau să distrugă acea... Conectează-te cu unul din ei, este specie sau rasă? Mi pare rasă, acum. Spune-i să te conecta cu unul din ei? Da, și mi-a spus au nume? Nu mai sunt aici. Nume. Hieractei. Ceva în gen. Așa. Da. Era cumva, adică nu-i văd răi sau să facă operațiuni ca și aceștia, reptilienii. Dar pur și simplu erau acolo ca să protejeze sau ca și cum s-ar fi născut acolo. Ceva de genul. Și practic nu știu ce se întâmplă, adică ei doar își vedeau de treabă. Ce s-a întâmplat cu ei? N-ai și acum mai există această rasă? Hieractei? Acum nu, nu mai sunt acolo unde ziceam că sunt, era lângă acea stâncă. Pe suprafața... I-au dus, da, e ca și cum i-au, în momentul în care au vrut să-i atace aceștia reptilienii, efectiv, i-au dus în altă dimensiune. Văd ca și cum ar fi ținuți undeva captivi. Unii îmi spune că au murit, adică s-au ca și cum s-ar fi uscat. Au făcut ceva experimente, cred că. Dar nu prea mult. E ca și cum i-au lăsat acolo, efectiv. Au început să facă ceva experimente și apoi s-au luat cu altceva, nu știu. Și-au plecat și au uitat acolo. Okay. Îi văd agățați de ceva.
Deci, practic, lor a trebuit acea substanță și acel loc, nu neapărat pe ei. Acea substanță există în aici acum în dotarea lor? Încearcă să o extragă. Da. Dar văd că au dificultăți. Unul la mână, că trebuie să treacă prin apă cu ea și, din câte înțeleg, văd că acea substanță în contact cu alt mediu sau altă substanță sau alt material îl schimbă din proprietăți. Schimbă proprietăți. Da. Mm-hmm. Și atunci, cumva, pentru ei e o dificultate că nu au tehnologie. Nu știu cum să facă. Întreabă ei tot încearcă. Aha. Ok. Deconectează-te, Raluca, și observă-l pe, atinge-l pe Lawrence Rockefeller. Citește ADN-ul, codul genetic. Mi pare reptilian. Cât? Amin, cât la sută? Uh-huh. Mi apare 98. Mm. Dar văd ca o altă rasă, deci nu văd ca pe alții de ce am întâlnit până acum. Îl văd așa ceva rasă mai antică, mai nu știu, ceva, uh-huh. Cred că și-a schimbat în... Este acea rasă antică pe care ai văzut-o la începutul sesiunii? Când da, de acolo pornește, dar s-au... Uh-huh. Da, de acolo pornește, dar s-au înrăit și ca și cum și-ar fi... să găsesc cuvântul. E ca și cum și-ar fi adăugat el... Care este misiunea? Conectează-te cu el și întreabă-l care era misiunea lui aici pe pământ. În ce constă misiunea? Nu vreau să zic, e ca și cum s-ar tot conectează-te cu refuza informațiile. Să... Conectează cu informațiile din Ether. Ok. Deconectează-te de la el și... De la informații ce vrea să facă cu această care a fost misiunea lui, da. Ah, misiunea, ok. Misiunea lui. Ok, văd ca și cum s-ar întinde mai multe planuri. Uh-huh. Ce țin de a face cât mai mult rău. Uh-huh. Văd niște desene așa foarte lineare, tot felul de forme triunghiulare, planuri bine puse la punct, îmi vine. Da. Acele planuri îi aparțin sau? El le-a făcut, dar a folosit și alte informații din alte... în experiențe, locuri, substanțe, mi pare ca și cum ar avea acces la... Deasupra capului are așa un fel de norișor, uh-huh. Mai negru, cu tot felul de... Nu știu, și se conectează cumva acolo și de acolo și a diverse informații când are nevoie. Dar mi pare că multe are doar o matriță. Adică ea ceva copiază și apoi doar o adaptează în funcție de situații sau... Matriță de la cine? Matrița cui? Ce au dobândit ei în urma experimentelor? Cum să controleze matrița oameni sau întregii specii? Poftim? Matrița întregii specii de-a lungul... Da, cam ce a văzut ei că experimentelor, evoluției lor? Da, evoluția lor și controlul altora. De fapt, evoluția lor se bazează pe a controla pe alții, pe a lua altora. Ai pomenit controlul altora. La ce te referi? Control mental. Uh-huh. Controlul altora. Da, controlul altora. Control... Exact. Uh-huh. Da? Cine sunt controlul altora? La ce te referi mai exact? A face... Control mental din partea lor sau altora? Da, și din partea cine? Lor și în sensul de a face altul lucrurilor murdar. Adică e doar să dea o comandă și altcineva să execute. Și aici legat de control mental se referă și legat de această parșivitate de care ziceam că sunt machiavelici, de a șantaja sau... Cine execută
controlul mental. De exemplu, în acest caz oamenii, dar văd că aplică și în alte locuri unde sunt alte rase. Cine li se supun aici pe pământ? Dintre umani. Văd destul de mulți, mai ales în sistemul politic. Da. Și detaliază. Ai spus politic. Iarăși văd, da. Uh-huh. Văd ca și cum alegerile importante din acest sistem sunt luate cumva mai mult de ei sau se influențează cât mai mult posibil de ei. Văd mai ales pe partea de agricultură. Văd în sensul că vor să degradeze, să nu mai fie produsele așa calitative. E ca și cum iar vrea să transforme acest loc, se semene cu ceea cum ce le place lor. Agricultura? În ce fel? Legat de calitatea produselor, văd că aruncă sau văd ca și cum ar ceva substanțe ar da peste anumite produse și apoi în energetic cel puțin văd că s-ar înnegri acele orice ar fi produse, legume. Văd mai mult pe partea de agricultură fac chestia asta. Ce procent observi în agricultură? Observi semințele, tot ce înseamnă. Da, la semințe doar la unele, cred că, sau mai puțin. Adică le ia treptat. Pentru că dacă ar da din prima doză mai mare, cred că nu ar mai crește acea plantă în primul rând. Și ca procent, mi apare undeva la 70% la final. Deci, la finalul proiectului? Da. Va fi afectată agricultura prin substanțele pe care ei le injectează sau le împrăște pe lângă, depinde, văd mai multe metode. Detalează metodele. Ok. Prima oară mi-apare legat de sol. Îl văd mai... E mai arid, cum arată, dar e și parcă ceva substanță pe acolo sau îl văd cumva ciudat acel pământ, unul la mână. Doi, asta legat de plante, deja nu mai e sămânță, e crescută. Te referi hibridă? Da, sămânță? Pe cam toate sunt deja, din ce văd, că orice modificare asupra ei deja e altă plantă, oarecum. Văd și pe frunze, ceva în fel de spray sau ceva... După ce se dă cu acest spray, văd că așa se depune ca un fel de praf, mai albicios sau nu chiar albul ăla intens, ci așa mai spre nisip, combinație între. Dar particulele sunt foarte mici. Da. Așa. Și în alte legume mai mari, de exemplu, am părut castraveții, văd că injecta cu ceva soluție. Ok. Roșii. Depinde în funcție de, cred că în funcție de... Care zone? Urcă de deasupra planetei și observă ce zone de pe planetă sunt cele mai afectate. Solul este cel mai afectat. Acum. Deci cel mai afectat, iarăși mi-a părut Africa, în sensul că se fac acele experimente și afectează solul pentru că se propagă în jur. Pânza freatică este afectată. Da, și aceea la un moment dat, că merge treptat. Mi-a părut și o parte din România, destul, ca și cum ar vrea să fie ruptă în două. Nu știu, imaginea asta de ce a părut așa. România unde observi? Nord, ca și cum ar vest. Fi harta tăiată în două așa pe oblic cumva. Și partea de nord-vest, să zic, într-o parte și est-sud în altă parte. Deci aproximativ. Care din cele două este mai afectată? Văd că cea est-sud vrea să fie mai... văd ca și cum ar vrea să facă mai spre... mai nisipoasă. Deci probabil ar fi mai afectată. Da. Și cealaltă, vest-nord, văd ca și cum ar vrea să mărească volumul, dar exagerat. La ce te referi cum vrea să mărească volumul? Alimentelor. E ca și cum le-ar
Deci, efectiv, să distrugă balanța. Le face ori prea... Perfecte? Nu perfecte, prea mari, prea... Dar cred că aici perfecte, are rol... mă refer, prea frumoase, pictate, cum ar fi. Chiar mai mult de atât, exagerat de mari și ar da peste cap și organismul dacă l-ar ingera, adică hormonal probabil, și partea cealaltă de sud-est, acolo ar face să nu mai fie deloc. Adică distruge un echilibru, văd și la partea asta de pământ, cumva, nu știu, cred că au și alte... Văd mai multe proiecte pe acea linie, proiecte, văd ceva mișcări pe acolo, eu fiind sus acum, și ar vrea un dezechilibru. Coboară la nivelul solului și observă acele mișcări pe care tu le-ai observat, le-ai perceput când erai deasupra planetei. Da. Văd, deci ca și cum ar fi pământul și ar vrea să-l efectiv să rupă, așa, să fie o denivelare masivă. Cum vor să-l... Și înăuntru văd că tot ar căra ceva, nu știu... Înăuntru la CTD pe subsol, în subsoluri? Deci, unde s-ar vedea acea linie, unde ziceam că o să despartă, teoretic, să zicem, țara, efectiv ar fi... În interior, cumva, e tot iau anumite, dar nu știu ce exact din pământ. E ca și cum ar schimba locul astfel încât să fie acea ruptură. Observând, și să fie dată vina pe un tremur. Oprește timpul și spațiul în jurul tău. Coboară mai adânc și observă în detaliu cum manipulează pământul pe care tu tocmai l-ai văzut mai devreme. Ești acolo. Okay. Cum vor să-l despartă? Conectează-te. Poate informațiile și detaliază ce observi. Poate în partea de vest, să zic așa, e ca și cum ar fi o gaură mai mare și cu un fel de aer cald. Și sub o rampă, ceva de genul, nu știu din ce anume e formată ca și material. Atinge. Și prima informație care îți vine vis-a-vis de acea rampă. Ceva cu metaloid, mezoid, ceva în genul vine. Acolo. Îi văd aici ca și cum ar fi format acea bulă de aer cald, e mai mare ca dimensiune. Și în partea dreaptă văd ca și cum s-ar surpa terenul. Nu știu, au ceva aparaturi, cred, din moment ce țin așa. Vezi, tu ce vezi acum? Momentul când este în acțiune acel experiment? Da. Când da. Acționează? Da, văd de aici o rampă din vest, punând o rampă mai mare. Văd de jur împrejur ceva, să zicem, ca și cum ar fi ceva sub parapeți metalici. Cum sau arată ceva acel genul spațiu arată? Pe care îl observi? Descrie. E ca și cum aș fi în pământ. E ca și cum aș fi în pământ. Deci nu deasupra, ci sub. Și atunci aici o bulă de aer pe sub partea de vest-nord. Da, un crat. E destul de mare, ca și cum ar fi sub toată suprafața aproape. Da. Și ar vrea să produc acea diferență, mi apare acum, de temperatură. Da. Încât să creeze această ruptură între... Să rupă planeta, țara în două. Și de aici văd ca și cum ar fi pământul foarte arid, foarte sărac în apă și în tot, ar fi mai mult spre nisip, să se scurgă. Observă, conectează cu informațiile, vor să direcționeze în pânza freatică, într-un anumit mod. Cum devine o parte a țării nisipos și cealaltă parte? Da, cred că arid.
Cred că acele aparaturi cumva vor să schimbe. Da, cu ceva cred că legat de acea pulsul apei. Acea da. Tehnologie? Sunt ca și când parapeți de aici colo, puși acolo în zona unde e acel gol de aer cald, fierbinte. Da. Și jos văd ca și cum ar fi... Nu dau seama să descriu exact aparatura aceea, dar tot așa văd un complex de un ansamblu metalic care ar provoca acel aer cald. Probabil ar usca tot în jur, ceva de genul. Ca să fie o diferență mare de temperatură. Cât la sută, ce procent observi de pe teritoriul acea ruptură pe care, acolo unde ești, că au reușit? Mi-apare 18% acum. Da. Și văd că au probleme cu surparea pământului din partea dreaptă, din partea est-sud. Și nu știu exact în ce măsură o să fie acea ruptură. Acum mă duc înainte pe linie în timp un pic. Da. Văd ca și cum s-ar fi surpat pe acea aparatură pământul. Deci proiectul ar mai merge în continuare, doar că nu la nivelul în care au vrut ei, ceva de genul ăsta. 18% ai observat în aici și acum? Nu, 18% a fost, da, a fost în aici acum. Da, și când observă momentul când se surpă pământul pe acea aparatură? Ce a facilitat proiectul lor? Nu a fost, mai pare că nu a fost gândit destul de bine, în sensul să ia în atenție toți factorii, ceva de genul ăsta. Da, și în timp nu știu dacă o să mai aibă efectele chiar pe care le-au dorit. O să fie o diferență, totuși, între aceste două plăci, să le numesc așa. Da, mi pare că o să mai încerce, dar nu știu dacă... Nu știu, în partea stângă, tot așa, o să încerce cu acea aparatură, cu aer cald, ceva, tot felul de încercări, tot felul de... Experimente. Da, experimente, dar cumva și cam... Ca să lovești singur în cap, ceva de genul ăsta. Ok, deconectează-te. Ok. Și acum observă. Hai să vedem la punctul 7, am întrebat care este relația dintre Rockefeller și Rothschild. Și mi-ai spus că, mi-ai descris că sunt ca Yang și Ying. Se completează, au un jurământ, o înțelegere, însă provin dintr-o energie diferită. Atinge un Rothschild și decodifică-i ADN-ul. Aici mi-apare 78% reptilian. Da. Și undeva 12, cred că insectoid, mi-apare așa o, da, cred că insectoid. 12% insectoid? 12. Și restul mai văd tot felul de combinații pe care și le-a indus el, adică sub formă de diverse substanțe, nu știu, tot felul de hibridizări, nu știu, mai apar multe și... Multe modificări, să zic așa. Ok. Și acum atinge și decodifică-i ADN-ul. Privește codul genetic a unui Rockefeller. Da, aici iarăși mi apare mai mult reptiloid. Ce procent? Mi-apare 98, dar mi-apare
ca și cum ar fi ceva dublat. Detaliază. Ce? Dublat? La ce te referi? Ca și cum aș vedea, să zic, scris ADN-ul aici, dar la el apare și dublat ceva în spate, un alt scris mult mai întunecat, să zic așa, un alt, ca niște coduri sau niște semne, de fapt nu chiar cod, sunt niște semne mai aparte. Poți să le citești? Aparte. Poți să te conectezi cu acele semne? Să văd. Dacă nu aruncăm cu o frecvență. Mi apare, nu știu de ce, cuvântul aminoacizi sau da. Așa. E ca și cum apar mai multe dedublări acum. Nu știu ce și-a făcut, de mi-apare așa ciudat. Dedublări? Da, cum ziceam acel scris. În loc să apară, să zic, ca un ecran, mi-apar mai multe așa în spate. La asta atinge acel cod din prima dublură aminoacizi. Îi corespunde un ADN sau ce decodifici? Mi apare tot așa scrisul acela, nu pot să-l... E ca și cum sunt mai multe interferențe sau modificări pe care și el și le-a făcut și greu să descifrez doar un lucru. E ca și cum mi-a venit că e conectat la mai multe tipuri de ADN. Da. Și dar... atunci, cred că de asta le vede, haotică. Da. Oprește imaginea. Conectat... Oprește imaginea. Ai spus că e conectat la diferite tipuri de ADN. Da, și că... creează o lupă și pune pe acele diferite tipuri de ADN și OPS. Citește-le. Codul genetic. Mi-a apărut mai înainte ceva legat de lupus. Lupus? Da. E ca și cum pe ar avea acces la acest lanț în ADN-ul lui cumva și l-a duplicat ca să aibă acces și la alte specii sau, mă rog, cu ce a mai avut el lupus contact. Este o specie sau o rasă? Mi-apare rasă și sunt mai multe tipuri la care el se conectează ca ADN. Deci, practic, și-ar avea, mi-apare ca și cum ar fi accesul la aceste, observă, la acestea mereu. Observă cum manipulează cu această dublură ADN-urile din acel lanț de aminoacizi. Ai văzut că este conectat la diferite tipuri de da. ADN din care ai observat o rasă da. Lupus. Observă deci... dinamicile când este în acțiune sau... Da, văd ca și cum ar avea un fel de inel. Ce repulnizează, da. Inel. Și ca un fel de inel, dar mai mare. Ca și cum ar arăta ca de aur, așa mi-apare. Da. Și aici sunt conectate tot felul de... Trebuie și cum aș fi ADN-ul, mai multor rase, și legat cumva de ADN-ul lui, prin acest inel. Și atunci, prin asta, el se conectează la... Deci chiar dacă nu e inserat în ADN-ul lui la propriu, cumva are acces la acestea. Deci ca imaginea asta mi-apare. Această dedublare... Cum s-a creat în ADN-ul lui? Cum s-a lipit, cum s-a atașat? Ok, îl văd. Care a fost procesul de atașare a acestor diferite tipuri de ADN în dublura lui, în dublura ADN-ului lui? Da. Deci îl văd ca și cum nu știu prin ce metode, s-ar fi extras sub esența altor rase, apoi el s-a pus într-un fel de aparat, arată hai ca un perete înalt. Hai să mergem la un astfel de moment. Când el a absorbit esența
ADN-ului unui tip de rasă. În cauză lupus. Ești acolo. Observă și detaliază procesul. Ok. Aici mi-a părut prima oară că a vrut să ia furia de la acesta. Ca primă. Și avea un aspect foarte păros și foarte așa... Combinație între lup și hienă, ca idee. Dar biped, totuși. Așa. Era pus la un aparat. Acel aparat văd ca un fel de masă. Depinde, la el apărea înainte ca și cum s-ar fi pus lângă un perete, dar da. Pe acest lupus l-a pus ca pe masă, era, cred că, legat. Deci văd că era fixat acolo. Da. Și acea masă, de fapt, are tot felul de striații și tot felul de forme, de nu știu exact ce e sunt. E un laborator? Unde observ da, acolo, acest... da. Aici unde extras, da. Mi apare laborator. Adică vă perețe alb și așa, diverse ustensile. Și aici cine face la... operația? Aici văd momentan lângă el nu e nimeni, dar văd în apropiere ceva ca și un fel de insectoizi, ca formă. Da. Mai e ceva, dar e altă rasă, cred. Identic. Are capul triunghiular și nu știu, e ciudată. Tot ceva în genul. Cu tot legat de insectoizi, cred că mai multe rase și aici, specii. Da. Așa. Și ca esență ce extrage, văd că are legătură cumva cu șira spinării, să zic așa, ceva de acolo. Da. Și cu sângele lui. Cu sânge. Mă rog, cum avem noi sânge, așa, e, așa are ceva și el. Da. Și ceva de aici, combinație cumva, văd că se extrage, apoi se duce, nu știu, e analizat în ceva, e probete, nu știu, ceva, experimente, habar n-am concret. Și de acolo... Cum se imprimă în ADN-ul, în ADN-ul lui? Observă. Da, în urma acestor examinări sau, mă rog, ce s-a făcut. Extrage. E doar, da, se extrage doar acea... catenă ce mi-apare, da, cea catenă cu acea caracteristică pe care el o vrea. De exemplu, aici mi-a apărut prima oară furia și se simțea așa o furie, violență, ceva în genul ăsta. Așa? Da. Probabil, în paralel, văd că ar face și la alții în funcție de ce și-ar dori, ca și caracteristici. Ce caracteristici au mai au preluat de-a lungul timpului acest... Mi-apare ingenozitatea. Da. Și pe acea entitate e ca un fel de, și ca aspect, nu știu, ca un fel de aproape zână, dar văd translucidă și schimbă forma rapid, nu știu ce. Tot felul de rase, nu știu, sunt diferite ca și aspect. Te simți bine? Așa? Da, da, da. Da, da. E ok. Da. Îți văd mai multe mese întinse, cum ar veni și acolo le ia de la fiecare. Hai să-ți dau un exemplu. Trebuie. Ura. A, ura, să vedem. E, mă pare o ființă bipedă. Arată ca și cap, să zic așa, combinație între rinocer și ceva șop. Nu, dintre rinocer și cameleon. Deci așa arată capul. Combinația între și e cam, nu știu, cam ceva de genul se numește. Ok. Răutatea pură. De unde ești? Mi-apare că asta avea în el. Nu cred că mai... Așa, vroia să... Îl văd foarte așa, răutatea de la pură, toți. Observă, răutatea pură este o sumă a acestor caracteristici, furie, ură. Mi-apare că nu, în sensul că poți să te înfurii pe cineva, poate că ți-a făcut rău pentru un moment, dar în secunda 2-3 nu mai simți la fel. Răutatea pură e cumva ceva... Cum se manifestă? Se manifestă în sensul când e răutate pură, mie mă apare ceva ca o
ca o chestie lichidă foarte neagră, neagră încât lucește. Și ca și cum ar fi sângele ce circulă prin vene, cam așa și asta e peste tot în tine. Adică nu trebuie să-ți facă cineva rău ca tu să fii rău. Aia pur și simplu ești rău, ca așa ești, efectiv, răutatea pură. Deci, asta. Deci această răutate pură este înmagazinată în ADN-ul, ca prim ADN-ul? Este specifică dobândită, speciei respective? Da, văd că în timp s-a aprofundat, dar avea ceva în ADN-ul lui care, cum să zic, dacă nu era acel ceva în ADN, nu ar fi ajuns la răutate pură. Dar acel ceva, studiază acel ceva. Dacă nu te-ai exprimat așa, dacă nu era acel ceva, nu ar fi devenit răutate pură. Ce observi? Ce percepi? Ce este acel ceva? Văd puțin să văd cum să descriu. Unde ești? Ca și... Unde vezi? Pe cine? Și când am zis acel ceva, m-am conectat unde ziceam înainte, când erau ei ca rasă, dar nu erau răi, erau pe planeta lor și... mă rog, într-un mediu anume, nu știu dacă era planeta lor. Planeta lor, observă, planeta lor Amibia sau? Da, cum mi-a părut iarăși și Amibia, planeta mamă, așa. Și acolo erau ok, adică nu erau furioși, nu erau atât de răi. Și văd cumva, au așa în spate un fel de, nu neapărat coarne, ceva extensii, nu știu exact, nu neapărat coarne, nu știu, ca și cum ar fi parte din cap. Deci nu erau coarnele acelea tari, brute, ci poate așa era forma capului. Ca la catițe? Da, ceva în genul. Da, două. Și atunci cumva acolo văd că ar fi fost ceva, apare pe partea mentală. Cumva că dacă ar fi bruscat sau supus în ori situații în acestea extreme, acel ceva l-ar fi dezvoltat ca sistem de apărare. Acea răutate, efectiv, încât să le asigure supraviețuirea. Ok. Deci așa, acolo, de acolo, mă pare ca, deci ca imagine, că de acolo ar proveni ceva. Dar asta doar ca sistem de apărare. Și atunci de asta, în timp, cumva s-a perfecționat-o. Există o cauză ezoterică a faptului că a căutat să-și moduleze sistemul de apărare? Mi-apare acum cuvântul implant. Da. Și văd iarăși acea scenă în care spuneam că au fost atacați. Vedeam de sus asta acea fel de explozie. Așa. Și cred că le-a fost cumva pus ca implant, acum că mi-a apărut. E ca o modificare, de fapt, nu neapărat implant. Văd o modificare și de acolo a pornit tot. Deci mi-ai spus la... pe planeta, care sunt caracteristicile recompune forma naturală a esențelor și caută de unde provine. Și am ajuns pe Amibia, planeta mamă, de-a lungul experimentelor s-au schimbat ca un con de blat, acolo unde de unde sunt nu erau răi. Da, ce puțin. Apoi pe planeta lor a intervenit o rasă. Observă ce rasă a intervenit pe planeta lor. S-a creat un război și aceasta a fost urmarea faptului că ei au devenit răi. Mi-a apărut prima oară Draco și apoi Draco reptilien, ceva de genul. Draco reptilien a fost transformarea. Văd ca și cum aceștia au schimbat ceva la ce reptilieni. La Draco. Deci ca și cum ar fi intervenit,
dracul reptilian astea de duc și le-a schimbat ceva, e ca și cum acel implant, cred că în ezoteric sau ceva schimbare în ezoteric, apoi a venit acea explozie și numai exploziei, cred că a fost plănuit acea explozie ca să-i schimbe pe aceștia ca, ca rasă, să devină mai răi, să fie mai... Ei zic să evolueze, că mi-a părut să evolueze. Deci pentru ei asta e evoluție, să fie mai, mai răi. Mergi cu câteva, un timp, să spunem, în, până să intervină acea evoluție, acei, acel, să intervină, să declanșeze acel război cu Draco și descrie viața lor. Observă momentul viața lor. Da. Îi văd trăind, îi văd liniștiți, tot așa, cu acea structură de solzi, ca și cum ar fi, să zicem, un fel de câmpie, cu un fel de pomi, cum ziceam, îi văd mult stând în acei pomi. Și când se înghemuiesc așa, de-aia îi vedeam ca pe niște conuri, cum ziceam, conurile de brad, cam așa arătau cu aspect, când erau ghemuiți. Cred că așa dormeau sau așa stăteau, cel puțin. Cu ce se hrăneau? Și... văd ca un fel de plante, mai lunguiețe, cumva. Da. Și avea ceva bobițe prin ele. Așa. Cum locuiau? Dar văd... ce locuințe aveau? Nu știu dacă avea neapărat locuințe. Duceam un pom, stăteau mult... sau ce mai văd ca un fel de, să zicem, un fel de scorburi în pământ, dar nu chiar pământ, ceva în genul. Dar nu-i văd foarte mult axați pe, pe case, să zicem, să-și facă o casă. Explorau, adică azi erau aici, să zic, mâine erau în altă parte, adică nu stăteau mult într-un loc, cel puțin asta văd. Acum compară ca nivel de evoluție cum erau atunci și cum au ajuns în aici și acum. Mi-a părut la nivel de animal, asta ca evoluție în primă fază. În unde prima descream, fază era da, animal? Erau ca animalele, adică efectiv mâncau, adică se hrăneau, trăiau, o viață rudimentară. Exact. Nu prea văd foarte multă inteligență, mai ales să fie machiavelici, cum ziceam. Erau pur și simplu, lăsau să vină tot ce era, experimentau așa tot ce era, nu plănuiau, nu gândeau, nu aveau nivel foarte înalt. Și da, asta văd, nu văd mai multe. Și acum, în aici acum, evoluția a ajuns la? Da, au, cum ziceam, în urma acelei lupte, acelui război. Da, război, dar și acea modificare în ei, exact, ca să evolueze, cum spun ei. Da, au crescut enorm de mult ca evoluție. Cât acum, pur și simplu, pun planuri strategice la punct și văd acel lanț din nou, chiarăși, lanț care pe sunt, care îl creează. Care sunt colaboratorii principali a acestora? Acum. Prima oară mi-a părut că au cunoștințe din Lemuria. Mama, nu cred că colaboratori, dar nu știu de ce mi-a părut cunoștințe din Lemuria. Ce ți apare? Primele informații. Detaliază-le. Văd, nu știu, văd că au un loc de cristale sau cel puțin așa arată, o peșteră, să zic, pe apă. Da, pe apă, deasupra apei. Și înăuntru ceva cristale mai mari. Și cumva acolo au descoperit multe, mi pare fizică, cunoștințe legate de fizică, se pare. Da. Fizică și
stocarea informației. Văd că, nu știu, legat de asta ceva. Stocarea informației parvine doar de la specia umană sau? Nu, legat de stocarea informației în general. În general, ok. Cum să stocheze, mi pare cum să stoc, nu, cum să se conecteze la informație, chiar dacă nu e informația în ei. Ceva în genul. Legat și de ADN, cred că. Cum să se conecteze la ceva anume și să-și ia informația de acolo și apoi... Adică cum să se nu conectează? Se observă cum se conectează pentru o informație anume. De la un ADN anume. Deci, așa... Ce proces? Procedeu? Mă apare al treilea ochi și apoi un focus foarte intens. Deci ca metodă și mi apare acel puțin... focus cum se realizează. Deci văd cumva prin al treilea ochi al lor apoi sau al nu? Al lor, cumva folosesc văd că mai folosesc ceva. Deci văd pe ei în mijloc și atunci ca și cum ar fi aici, în lateralul unde? Feței lor. În mijloc fiind unde? În mijloc acum, în mijlocul a două, nu știu, ca și cum ar fi ceva, nu neapărat bețe, ceva... Coloane? Coloane, da, pe care cred că e ceva cristal, văd așa mai alb. Și atinge ce fel, informații, cristal, ce culoare, ce fel de cristale. Țin. Mi-apare, de fapt, lumină vie. Ah, lumină vie. Nu știu, da. Ah, și recipientul apare așa. Deci e coloană, sunt acele două coloane. Două coloane, ok. Aici ca o formă de ou, dar e de fapt, nu era cristal, era doar forma de ou formată ca și cum ar fi din sârmă, ceva design așa. Și atunci din acel loc, deci sunt ei în mijloc și atunci ca și cum ai încă două raze, ca focus, cum am zis eu, se focusează și atunci e vorba de ceea ce vrea el. Dacă se focusează pe anumite informații, cumva când se focusează pe o anumită informație, intenția este, își pun și intenția pe ce, pe anumită specie, rasă? Observă. Am înțeles că dacă știe specific, dacă nu, doar la informație, adică ce vrea să afle. Efectiv își pune intenția să afle, nu știu, ceva, o formulă fizică, să zic, și atunci se conectează cu acel ADN care deține informația. Da, și apoi mi-apare ca și cum acea informație ar integra în ei automat, adică după aia nu mai trebuie să se focuseze încă o dată să obține aceeași informație, cumva o au deja. Acea informație o integrează în ADN-ul lor, ceea ce ai văzut tu mai devreme cu dedublările respective, da, din ADN-ul? Da, cred că da, asta, la asta se referă, mă să văd. Sau este vorba despre stocarea în acele recipiente? Observă. Nu, îl văd în el ca individ, că se integrează cumva. Da, aproape de asta vedem așa ciudat dedublările alea că... Da. Acele dedublări în spatele ADN-ului lor de reptiloid, ai spus? Corectează-mă. Da, da, da. Reptiloid sunt informațiile din ADN-urile pe care aceștia le preiau. Le sustrag într-un fel le sau sustrag, altul, exact. Dar doar parțial, adică ce au nevoie sau ce vor. Și când le sustrag acele informații, sustrag și amprenta ADN-ului? Mi apare, nu cred. Nu că ei cumva extrag doar informația în sine. Și nu păstrează și altceva, e ca și cum să nu se aglomereze sau să nu se încarce cu ce nu au nevoie. Și doar prin acea informație ne dăm seama de unde provine sau... Deci doar când accesezi informația poți să aprofundezi.
Dar așa ei nu iau mai mult decât au nevoie, asta mi apare, că iau doar strict ceea ce își doresc din acea esență. Ok, foarte bine. Deconectează-te și acum aș vrea să studiem care este cauza ezoterică pentru care Rockefellerii sunt una dintre cele mai puternice și mai bogate familii de pe planeta noastră și a apărut ca informație. Mi-a transmis informația că acționează ca un stup. Unul decide și ceilalți se conformează. Și analizează speciile umane, specia umană. Și au apărut proiectele. Subjugarea umanelor. Observă la ce procent a ajuns subjugarea în aici acum și subjugarea umanelor. Mi apare 68%. Din cei 68% din umani, câte părți subliminale, câte ce altceva observi? La cei subjugați, văd cumva părțile subliminale amorțite sau distanțate sau depinde de cum le am, de cum, cauză. La ce, descrie amorțeala acestor părți subliminale. Prin ce proces, procedeu sunt amorțite aceste părți subliminale? Le văd, apare schimbare de focus. Da. Ca și cum le-ar induce că ce contează cu adevărat de fapt nu contează deloc și că nu mai au ce să facă și să fie așa într-o anxietate? Da, ceva de gen anxietate, ca și neputință, să o numesc așa. Depresie? Da, și asta. Da, cam așa. Depinde de cauză. Anihilarea voinței? Voința da. Proprie? Da, și asta e ca și cum ar ține, l-a schimbat focusul, adică să nu vadă ce trebuie să vadă, ci pur și simplu să o ia cu alte lucruri care nu sunt importante. Folosesc tehnologie? În schimbarea focusului? Mi-apare că la unii da și mi-apare cuvântul armată. Da. Apare armată și soldați. După aceea mi-a apărut și soldați. Acolo am înțeles că cred că mai important să fie acel control, să numesc așa, sau amorțirea părții subliminale, astfel încât ei să fie doar niște ce executanți. Procedeu? Ce procedeu folosesc în amorțirea, schimbarea focusului celor 68% a părților subliminale? Mi-a apărut prima oară ca niște unde care se duc așa, niște unde da. Magnetice. Da. Apoi mi-a apărut partea de marketing, să o numesc așa, reclame. Mi-a apărut efectiv niște reclame. Și acum apare mesaje subliminale. Efectiv să... Mi-apare și distrugerea părții subliminale, în sensul că oamenii văd ceea ce ar trebui să fie, mă rog, cum vor ei să inducă că ar trebui să arate un om. Însă mediul în care ei trăiesc e făcut ca ei să arate total diferit. Adică, de exemplu, dacă tu reclamă se arată că trebuie să fii, nu știu, 150 de kilograme, de fapt mediul în care trăiești te face să fii ori bolnav, ori obez, ori, mă rog, oricum altfel decât să ai 50 de kilograme și atunci în tine îți declanșează așa o neputință că nu poți, că tu ești mai prost, că ești mai nu știu cum și atunci efectiv această stare îți provoacă o luptă continuă și atunci nu mai vezi ceea ce contează, ci tu pur și simplu te lupți în tine, practic pentru nimic, degeaba, și nu observi că de fapt nu observi esența. Da, exact, nu observi esența. Experienței aici pe pământ.
Exact, și te schimbă focusul, te face să crezi că asta contează, numai să ai 50 de kilograme și altceva nu există în jur sau nu e important. Când de fapt... Ce altceva mai folosesc? Ceea ce ai spus tu, unde magnetice, cine folosesc? Soldații sau? Asta văd că pornește dintr-un... din ceva stâlpi. Stâlpi. Sunt puși anume în anumite locuri. Cred că observă mai mult un se astfel ține pe de parte... stâlp. Și descrie. Deci în fizic mi apare că nu are nimic special neapărat, sau cel puțin la prima vedere. Dar în energetic, că l-am văzut dublu, mi apare așa ca o coloană simplă, de fapt, și un cerc, o sferă, de fapt, sus, care emană ceva unde. Și acele unde, ca și cum ar rescrie codul. Asta mi apare, că rescrie codul. Gânduri, mi apare și de gânduri. Probabil induc anumite gânduri. Deci din sferă, din energetic, prin acea sferă se emite unde, în stâlpii sunt un conductor? Da, că de fapt de acolo se... Corectează-mă. Da, acești stâlpi, da? De acolo se emit acele unde și mai mult pe plan ce țin de armată sau sistemul acesta de control. Da. Pentru că aceea se execute fără a pune în discuție ce primesc ca ordine. Asta mi apare. Deci asta mai mult pe partea de armată sau în puncte strategice unde au ei diverse sedii de experimentare sau ceva de genul ăsta. Asta mi apare. Acum observă un alt punct, un alt experiment. Deconectează-te. E mult de studiat, dar vreau să le luăm în proiectele acestei dinastii Rockefeller. Un alt punct din experimentele lor are și divizare a lor, a umanilor. Detaliază divizarea umanilor. În ce mod? Da. Mi-a apărut prima oară concepții. Da. Deci, probabil, din punct de vedere al opiniei fiecăruia, să fie opiniile cât mai diversificate, încât oamenii să nu mai fie uniți, să nu le pese de ceilalți prea mult, ci doar de ceea ce cred ei înșiși. Și mi-apare acum ego mărit. Individualismul? Da, asta cumva, că doar eu am dreptate și restul sunt proști. Da. Ceva de genul. În termen uman, dezbină și conduce. Da, da, exact. Asta mă pare legat de acea divizare și în orice. Deci, practic, de la cel mai important subiect până la cel mai neimportant. Adică, exact orice, ce spuneai mai devreme, tu ești eu sunt inteligent, tu ești mai puțin inteligent. Da. Eu am 10 mașini, tu ai... Da, și chiar subiecte nu de ai... genul... Da, de exemplu, mie îmi place să mănânc ceva și dacă cineva nu are aceleași gusturi ca mine, înseamnă că ai mai inferior. Deci subiecte chiar stupide le-aș numi, da. Ok. Deci divizare până la ultimul, la orice se poate, cât mai mult, până și la pături sociale mai ales și tot ce se poate, ca divizare. Divizare, da. Ok. Un alt proiect, sursele de energie. Observă proiectul sursele de energie. Ce presupune acestea? Da, aici văd la ce surse mai de multe, energie, dar ca surse de energie la care ei se poate să extragă energie mai ușor. Dar sunt tot așa pe mai multe... Deci au același scop, dar sunt pe mai multe tipuri, să le numesc așa. Da, de unde se extragă această energie? Cine sunt sursele lor de energie? Practic noi suntem ca oameni, să zicem. Da.
Și văd că ei creează, practic, niște medii sau spații anume. Sau mi-apare că până și în locuințe, aproape case, da, pot crea diverse situații ca noi să fim o sursă de energie continuă pentru ei. Și când zic asta, nu mă refer la o sursă de energie, să zicem, de vibrații înalte, ci din potrivă. Văd iarăși acea luptă interioară, văd că asta vor să inducă foarte mult, luptă interioară pe diverse teme, chiar stupide, nu știu, o membru a familiei nu m-a acordat destul atenție și de-aia trebuie să fie supărată toată ziua sau ceva de genul este ăsta. Este pe toată paleta de, colectează-mă, pe paleta de răni, traume, paradigme, da, tipare. Da. Tipare mai ales, da, credințe. Da, mai apare și că mai ales religii. Da. Da, cam tot ce se poate. Au învățat să analizeze atât de bine omul sau o rasă anume și efectiv o exploatează la maxim în toate, unghiurile posibile sau în toate perspectivele. Asta mi apare. Ok. Deconectează-te și ai spus la unul din proiecte, vor o extindere pe alte planete, vor face un lanț să fie indestructibil pe mai multe planete. Observă la ce proiect face referință. E în derulare? Da, și mi-a părut, nu știu, mi-a părut da. Apoi nu, și apoi iarăși da. Ca imagine, cred că au avut o întrerupere sau ceva de genul. Ca restricție, ca și impediment, ceva. A apărut ca informație că vor să afle slăbiciunile, să aibă un control mai mult asupra altor specii, rase, țin da, astupul lor și vor să se extindă. Vor energie. Nu au destul energie pentru specia lor? Mi-apare că mai vor în continuu ceva de genul ăsta. Observă acel embrion cu un copil. Detaliază. Ok, mi-a părut și în eteric și în fizic, așa o paralelă. Da. Deci, în eteric, cum ziceam, e ca și cum ar fi acel embrion de-l vedeam eu ca într-un săculeț. Da. El emană lumină, să zicem, dar e pus într-o dimensiune mai de vibrație joasă, cât mai densă. Și de acolo ei cumva extrag... Mi-apare că extrag mai greu energie din el, pentru că el e mai pur la acel moment. Oprește dar timpul și spațiul așa. Și observă, atinge acel embrion și citește codul genetic. Deci mi-apare... E cumva în modificare, adică așa, dar o să iau la acest moment. Da. Deci mi-apare 7-7 și scade parcă 7-7% uman. Da, dar parcă scade după aia 7-6 mi-a părut. Așa și restul tot felul de modificări în el genetice, de intervenții, da, cred că ceva de genul. Asta încercau să facă. Iar în plan fizic mi-apare cum ar veni mămica musărcinată, efectiv, și o văd fiind într-un mediu în care sunt multe țipete, energie foarte joasă, certuri, ceva de genul ăsta. Și un mediu turbulent? Da, ceva de genul. Cu energie joasă. Da, și chiar, nu știu, am văzut la un moment dat că era și ca și cum ar fi în spital, nu știu, cred că a fost brutalizată sau bruscată, ceva, da? Da. Și atunci, prin acești factori externi, se numesc așa, copilul cumva își pierde din acea puritate, din acea lumină. Și atunci ei, prin acestea,
își extrag energia, dar la un nivel mai, la un nivel vibrațional mult mai jos, accesibil lor. Asta văd. Am înțeles. Ok. A apărut o altă informație. Deconectează-te și transumani vis-a-vis de proiecte, de experimente. Vor să creeze o nouă rasă, nu vor să o perfecționeze, nu vor să o perfecționeze, însă o vor complexă și controlabilă. Observă cum arată sau acest proiect, acest experiment. Este în derulare? Da, asta mă pare că e în derulare. Sunt mai multe încercări, mi-apare. În fizic văd o persoană, să zicem, mult mai... Caută o astfel de persoană. Acea privire în gol, așa, privire rece. Are parte subliminală, atinge-o. Partea subliminală e cumva ținută mai la distanță. Este în exterior sau în interior? Eu văd în exterior undeva. În exteriorul corpului? Da, da. E ca și cum, așa cum vorbesc în eteric. Lângă corp sunt diverse, ca un fel de, hai să le zic, beșici sau bule mai mari, mai ales în spate. Da. Și atunci acea parte subliminală nu poate să intre, să zicem, în corp, de acele bule. Atinge acele bule și identifică-le. Practic, văd ca o... ca o energie, ca o ceață, dar mai crem. Informație ceața albă, în mai crem. Înmagazinează acele bule. Mi-apare confuzie. Da. Confuzie și ca o orbire, ca și cum atunci când le atingi, parcă intri într-o ceață, dar nu ceață albă, ci așa mai spre crem. Și nu mai găsești, parcă nu mai vezi clar unde, cine, este ce. Este vorba despre acea schimbare de focus de care vorbim mai devreme? Nu, nu e neapărat schimbare de, nu schimbare de focus, ci pur și simplu o confuzie. Nu mai vezi deloc ceea ce căutai sau ceea ce... Deci mă refer la ca partea subliminală să intre în corp. Da. E ca și cum când ar atinge aceste bule, cumva e oprită, nu mai găsește unde să, pe unde să se conecteze. Nu, e lângă, dar nu, lângă. Nu poate să pătrundă, să treacă de aceste bule, să le numesc așa. E ca și cum ai fi într-o ceață și nu mai vezi, nu mai percepi nimic. Acest corp pe care îl observi în fizic, observă-l, cât de complex și controlabil este. Mi apare că de controlat e un procent destul de mare, spre 100%. Aha. Dar depinde de cine îl controlează, adică. Dar în principiu procentul e foarte mare. Se schimbă la 90 și ceva spre 100%. E foarte controlabil. Și în momentul în care, să zic, cel ce îl controlează din spate nu îl accesează în momentul respectiv. Cum îl folosește? Acesta are privirea în gol. Diverse situații. Ce acțiuni? Ce acțiuni? Observă o acțiune. Ok. Acestui corp. Da. Mi-apare ca o urmărire. Da. A altor persoane sau alte persoane, de fapt, a unei victime mi-a apărut acum. Și acesta ar face orice... I s-ar da comandă. Acum mi apare că ar și jefui pe cineva. Și ar lovi o persoană, cred că ar tăia-o din greșeală, ceva de genul, că îl văd ca și cum ar lovi o femeie. Da. Nu știu cum ar tăia-o. Cred că ar avea ceva cuțit în timp ce a lovit-o. Da. A luat geanta sau, mă rog, ce a mai căzut pe jos, bani și ce a vrut să fure și a fugit. Observă momentul, acest moment de jefuire acelei femei. Unde este partea subliminală a acestui corp care a acționat în acest mod?
acea parte subliminală a lui, da, e, cum ziceam, tot așa în afară. În afară? Și acum este parcă... în, da, în fizic acum... sau în metafizic? Nu, acum văd în eteric, văd ca și cum acele bule ar fi și mai multe. Da. Și ar ține acea parte subliminală și mai departe, puțin de, de corpul uh-huh. fizic. Și ar fi înmulțit acele bule, ca și cum acea parte subliminală nu ar mai găsi accesul spre corp, să zic așa, ca să-l ia înapoi. Uh-huh. Raluca observă toate categoriile de persoane controlate în acest mod. Primele informații care vin, prima informație. Primul, chiar primul a apărut ceva hoți, deci ca da. Și categorie. Da. A doua oară mi-a apărut violatori. Da. Și criminal în serie. Aici mă pare că se divide în două. Dar tot criminali, adică... A, unii folosiți pe termen scurt, mi-a pare. Da. Și alții pe termen lung. Și la cei pe termen scurt mi-a apărut că, efectiv, ei nu-și amintesc după aceea. Deci au făcut un episod în care, să zicem, au omorât pe cineva, au uh-huh. respectat un ordin, practic, da. Și apoi nu-și mai amintesc ce, uh-huh. ce s-a întâmplat, practic, nu realizează. Își continuă viața mai departe, efectiv, ca și cum nimic uh-huh. nu s-ar fi întâmplat. Asta dacă nu sunt găsiți, asta mi-apare. Okay. Mai observ și altceva? În afară de cele trei categorii, host, violator, criminal în serie, scurtă durată și lungă durată? Mi-apare aici, dar o densitate mult mai joasă. Cred că legat de experimentare în laboratoare uh-huh. subteran. Văd mult întuneric, rămășițe, tot felul de reziduri și da, aceștia cred că sunt cei mai... cum să zic, cei mai controlați dintre toate categoriile de până acum. Cei care sunt controlați, cei care creează, cei care manipulează, care realizează aceste experimente, lasă te repet. Da, da, da. Cei care execută experimentele. Execută, exact. Da, uh-huh. Sunt cei mai controlați. Ba, chiar mai mult, cred că aici li s-a rupt de tot conexiunea cu partea subliminală. Văd mai mult ca pe niște roboți. Carcase goale. Da, carcase goale, efectiv. E o diferență uh-huh. destul de mare față de celelalte categorii. În ce alte domenii observi, în instituții, domenii, observi aceste carcase goale? Văd și în învățământ. Da. Apare poliție, dar da. Ca funcții mari, deci nu funcții de da. Jos. Așa. Alt domeniu? Următorul domeniu? Oh, mai puțin. Mă apare mai puțin... Deci astea două sunt cele mai utilizate, învățământ și poliție. Da. Și apoi nu mai văd ca domeniu neapărat, ci văd ca și cum ar fi câte unul implantat unde ar trebui, într-o situație anume sau într-un loc anume. Nu neapărat un domeniu. Uh-huh. Că nu mi-a mai apărut niciun structuri. Domeniu. Structuri. Da, da. Că uh-huh. mi-a apărut așa câte unul aici, colo, în diverse situații sau... Care este procentul cel mai mare în anumite structuri ale instituțiilor? După învățământ și poliție. Mi-a apărut medicină, dar un procent mult mai mic, comparativ uh-huh. cu primele două, mă refer. Ce procent observi? Între 3 și 7%, în sensul că diferă, nu știu, uh-huh. funcție de situație. Deci uh-huh. între 3 și 7%. Ok. Am înțeles. Foarte bine. Deconectează-te și o ultimă întrebare și ieșim. În proiectele pe care le au aceștia, Rockefeller, ai observat că încearcă să îmbutelieze energia, să o vândă în niște cutii. Da, observă asta... cui o vând și ce primesc. Asta văd în eteric, da. Ca cele cutii, cum ziceam, legate de acele lanțuri. Uh-huh. Încearcă să le extindă în cât mai multe locuri.
Da. În primul rând, mi-apare ca să își facă reclamă, în sensul că să arate ce poate. Da. Sau ce au făcut în urma experimentelor. Și apoi ca să atragă clienți, în sensul, nu neapărat, da, și clienți, dar văd că e de fapt un cal troian, adică vor să atragă clienți, dar de fapt vor să experimenteze pe clienți. Și atunci e ca un fel de, uite ce avem noi, încearcă asta și hai să vezi cum e la noi în laboratoare și când ajung în laboratoare, află că ei sunt următorii din care se face extracția. Ceva ce este acel portal tip oglindă, ca un cer cu diametrul de 10 de metri, ca o hartă și da, au acces la mai multe planete care sunt în zona Casei Albe? Observă. Da, cu zicea că nu e chiar gata făcut, mai e, mai au de lucru. Și ca și cum ar fi acea hartă, să o numesc, vor să aibă accesul în fiecare punct sau altă planetă în care ei au câte un sediu sau câte un laborator sau câte ceva. Și eu vreau să fac asta ca să fie mai ușor de ajuns, să zic, în locul în care vor ei, fiind și lângă Casa Albă, unde sunt cei mai mulți care operează, cred că. Văd mulți care încearcă să interfereze. Câte specii operează? Care este prima specie la, din jurul Casei Albe care are control? Sunt, au controlul suprem. Mi-a părut prima oară și Draco. Da. Draco reptilieni, deci văd așa mult mai mari ca... Draco sau Draco reptilieni? Nu știu, prima oară mi-a părut Draco. Draco, ok. Și apoi Draco reptilieni. Și când am văzut Draco, am văzut o entitate mult mai mare, așa ca și cum ar vrea să acapareze, evident, tot și ea. Și o văd ca o umbră, așa. Da. Da, ce Draco reptilieni. Și apoi ei? Și mai văd în... Parte. Ce loc sunt ei în această ierarhie de control? Ei fiind cine? Reptilienii. Mi-apare 4. 4. Pe locul 3, cine sunt? Mi-apare un fel de ras, de o specie extraterestră. Îi văd ca și cum s-ar schimba foarte mult ca imagine, adică nu îmi dau seama. Îi schimbă forma. Îngheață acea imagine și atinge. Ok. Mi-a citește părut... ADN-ul. Acum. Mi-a părut iluzorii. Deci iluzorii. Iluzorii. Arată ca un fel de dragoni. Nu chiar. Ceva seamănă, să zicem. Dar schimbă forma foarte mult și văd ca de lumină, practic, mai translucit. Când ești ca la un cinema, într-un cinema, e un ecran, creează un ecran și departajează fiecare imagine pe care și fiecare înfățișare pe care o schimbă pe fiecare ecran. Creează câte ecrane dorești. Acum. Și pune fiecare imagine pe acel ecran. Ok. Sunt multe forme pe care... Și extrage forma cea mai mult, cea mai mult uzată de acești iluzori. Cea mai mult folosită mi-apare o combinație între șarpe și crocodil ca formă, mă refer. Șarpe și crocodil. Da, și acum am mai multe informații că asta e ca o proiecție, să zic așa, pe care ei o fac ca să pară mult mai mari și mult mai puternici. Hologramă. Da. Mm-hmm. Dar ei sunt mai mici, de fapt. ADN-ul lor, ADN-ul lor este 100% iluzorii? Sau? Ce procente observi? Iluzorii mi-apare 8-8. 88. Cam așa, nu văd clar, dar 88. Creează o lupă. Și... Pune lupa pe ADN-ul lor. Ok. Îi văd... Timpul și spațiul este oprit, da? Lucrez în siguranță.
ai lupa și observă ADN-ul acestor specii care își schimbă forma. Departajează pe ecranele care le-a creat în acea sală de cinema și spunem ce observi. Deci a apărut prima dată cea mai uzată formă, șarpe crocodil. Te-am pus să citești ADN-ul, 88%. Da, acum îmi pare 82, variază un pic. 82, 88. Și văd, deci ca forma mai adevărată, sau așa, fără iluzii și holograme, da. E ca și cum ar fi o combinație între, să zic, șoareci și dinozaur, ceva în genul, o combinație ciudată. Și sunt mici, sunt mult mai mici. Apar în ADN-ul lui lor și acel șarpe crocodil este o hologramă? E hologramă, da. Sunt foarte multe forme, doar le se joacă cu ele, sunt hologramă. Deci șoarece crocodil, șoarece dinozaur este hologramă la șarpe crocodil. Da, deci arată ca un fel de, ca o rozătoare mică, mă nu știu exact cum se numește aici. Ca o răzătoare mică și, de fapt, își proiectează niște imagini mult mai mari. Holografice. Holograme, exact, cu tot felul de forme, cu șerpi. Iluzie holografică. Așa, exact. Mm-hmm. Și atunci îi par foarte mari și foarte inteligenți, pentru că au impresia că numai ei pot face asta sau, mă rog, pentru alte specii, ceva impresionant. Așa. Și văd ceva legat de, deci, ca ADN. Destul de 12... Da, văd ceva, tot așa, combinații și ceva de reptilă și ceva, tot așa legat de șarpe, cred că ceva combinații, iarăși, între hibridizări, ceva, că văd mai multe. Da. Nu. Care este cea mai importantă, mai accentuată? Care are procentul cel mai mare din cei 12%? Mi-apare reptiloid și crocodil. Astea două. Ok. Da, astea două din cele 12. Ok, am înțeles. Deci, Draco reptilieni, iluzorii, acesta este numele lor. Conectați-te cu unul din ei și întreabă-l. Mi-apare... Îți apare sau îți transmite? Ipotalam, nu văd un nume. Ok, transmite acel nume. Ce îmi spune? Ipotalam. I sau hi? I, cred că. Da, I. Ipotalam. Ipotalam. Învățăm ceva nou. Da, despre... și... Da, dar nimeni... înțeleg că nimeni nu prea știe după denumirea asta. Ce? Sunt iluzorii, mă rog. Cu ce se ocupă în acest mediu uman, pe această planetă? Care este ocupația predominantă? Bun. Cea predominantă mi-apare că să ascundă adevărul și să efectiv să dea alte impresie decât ceea ce e în general. Asta mi-a transmis. Dualitatea? În sensul că aparențele, să dea alte aparențe. Aparențe. Da, da. Deci legat de aparențe, asta înțeleg eu, da. Cu ce se conectează la partea subliminală? Ce corpuri energetice se conectează? Ei? La ce corpuri energetice se conectează? Manipulează un ipotalam. Observă. Mi pare că induce chiar și la corpul fizic, dar pe ambele planuri cred că funcționează. Da. Așa. Induce ce stare vor ei. De obicei se joacă cu orgoliu, cred că, adică îl laude cu așa, sau dacă nu, merge pe partea de a impresiona. Adică să facă o persoană să fie impresionată de ceva anume și știi așa o atrage. Sunt eu?
Știi cine sunt eu? Când spune o persoană, știi cine sunt eu? Da, și asta, dar pe un ton încât să o atragă. A legătură cu ego-ul? Orgoliu, mândria, ego? Da, cumva ei încearcă să atragă persoana de partea lor, dar de fapt să o manipuleze, să o controleze, într-o manieră mai... Ce obțin de la acea persoană, observă, pe care o manipulează? Tot așa, mi pare că schimbă perspectiva. Uh-huh. Și prin asta cumva îi schimbă și atitudinea și tot. Văd că o schimbă ca și comportament, ca și ce tot. Ce le oferă acea baltă subliminală? Că de muncii nu muncesc. Văd că, da, văd că i-ar lua din energie, adică ar fi ca ei, îi oferă ca un fel de compromis, adică noi te învățăm cum să te comporți și tu ne dai ceva la schimb, adică nu pe degeaba. Acea energie o împart? Cum? Acea energie o împart cu cineva sau o iau doar ei, pentru ei? Cei care lucrează. Își aleg fiecare câte o persoană sau cât mai multe în funcție de situații. Da. Și atunci îi oferă unei persoane ca și cum i-ar oferi succesul pe tavă și acea persoană, acea parte subliminală de fapt ar trebui să dea ceva la schimb. Deci ei... Okay. E ca și cum i-ar oferi ceva de bine, dar de fapt e un control. Am înțeles, tot control. Da, dar așa mai diplomatic să-l numesc. Ok, foarte bine. Raluca, ar mai fi multe de investigat, însă ne pregătim pentru cu altă protocolul 2. Acum ne pregătim pentru deconectează-te. Și ne pregătim pentru a ieși din mediul hipnotic. Vreau să te deconectez de la toată informația pe care ai accesat-o, văzut-o astăzi. Eliberează eventuale reziduri energetice, închide câmpurile și portale, să te pregătești pentru a ieși din hipnoză. O să număr de la 1 la 3 și la 5 o să fie aici în prezent. 1. Simți cum corpul tău se întoarce din ce în ce mai mult în aici și acum. 2. Din ce simți din ce în ce mai mult bunăstarea care crește înăuntrul tău. 3. Simți cum forța ta vitală se extinde în toate organele, toți mușchii, toate celulele. 4. Cel de-al treilea ochi se odihnește. 5. Ești prezentă în aici și acum, poți deschizi ochii. Foarte bine. Cum te simți, okay, Raluca? Ok. Chiar m-a plăcut investigația. Ne-am plimbat. Da, ne-am plimbat. Sunt multe informații. Nu le-am procesat pe toate. Ar fi trebuit să stăm 4-5 ore. Sper ca cei care urmăresc această sesiune de investigație să le completeze alte informații pe care le au sau le procesează pentru prima oară. Mulțumesc pentru această sesiune. Mulțumesc și eu. O seară plăcută. Seară bună tuturor. La revedere tuturor. Acum vă las cu Calo. La revedere, Raluca. La revedere. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori,
sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche a tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, è il codice. Il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì e abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine, credo, o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario, no, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte, a dove arriva, viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni?
Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre, chiamato cosiddetto, il cosiddetto grigio, è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi, a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi. E che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sanno, non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia. O se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, in forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già vi ho detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale
potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può avviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi, quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosure. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni? Perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque, quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi. Che poi anche è molto istintivo. Supponiate che supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso, l'ANSA in Italia, ADN Cronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non mi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione
si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà, è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti, su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo, per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.